Hoții se gândesc la toate variantele ca să facă rost ușor de bani. Unii au avut chiar ideea de a se da drept medici sau ziariști. După ce s-au îmbrăcat în halate albe, infractorii s-au oprit în saloane ca să pună mâna mai ușor pe bunurile pacienților. Alții s-au transformat în vânzători ambulanți și s-au strecurat chiar și în cabinetele medicilor. Ce vă spun pacienții? Ce le-a dispărut? Telefoane mobile, portofele, tot ce găsesc. Aparatele de glicemie, de exemplu, la mine în secție, sunt confundate cu telefoane mobile și au dispărut. Acum n-aș putea să vă spun, în condițiile în care inclusiv eu am fost deposedat de două poșete din cabinetul meu în fracțiune de secundă. Pentru a preveni aceste furturi, polițiștii de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității au organizat o acțiune la spital, la care au participat și cadrele medicale. Așa cum se dă medic, se poate da și ziarist de la presa scrisă, că de la televiziune e mai greu, că trebuie să ai o cameră de filmat, nu? Poate să fie un infractor, să dă drept ziarist, să duce în saloane și, deci, modurile de operare cred că sunt nesfârșite și ingenioase. Se nasc zilnic, da, modurile de operare. Asta este ideea. În momentul în care cineva intră, trebuie să știm că intră. Și cine este, exact. Și de cele mai multe ori să nu vă bazați pe aceste legitimații fictive. Medicii îi sfătuiesc pe pacienți să aibă grijă de bunurile din saloane. Au fost cazuri de furt, chiar de la noi pe secție. Au furat bani, s-au purtat telefoane, s-au furat poșete. Este și neglijența pacienților care le lasă, părăsesc salonul și le lasă pe noptiere, le lasă pe sub perne. Încercăm să le explicăm, poate la fiecare internare, asistenta să le spună că au fost cazuri de furt și să aibă grijă de lucrurile personale. Pacienții nu dau însă atenție acestor sfaturi și consideră că bunurile lor sunt în siguranță până la proba contrarie. Nu mi-e teamă, nu, nu. Unde lăsați bunurile? Le ascundeți ca să nu vină hoții? Nu vin hoți acolo, noptiere le avem. Nu vin hoți la noi. Nu e frică? N-am văzut până acum, nu. N-am pățit. Oamenii legii le recomandă pacienților să nu lase în saloane sume mari de bani sau telefoane. Cei care sunt martori ai unor infracțiuni sunt sfătuiți să sune imediat la 112 să ceară ajutorul polițiștilor.